Bună ziua! Numele meu este Iulia Demeter și sunt de la proiectul Incredible. Mă aflu într-o pădure de foioase, la marginea unui sat, în timp ce românii sărbătoresc 1 decembrie, eu am venit să culeg craterelus cornucopioides. Craterelus cornucopioides este o ciupercă de dimensiuni relativ mici, acestea fiind niște exemplare foarte dezvoltate. Culorile sunt pământii, de asta este destul de greu să le distingem din vegetație. Nuanțele suprafeței interioare pot să varieze de la culori cafenii mai deschise până la nuanțe mai închise, cum am văzut în mână, și chiar până la alte nuanțe și mai închise, aproape către negru, mai ales atunci când se usucă. Suprafața exterioară e un gri mai deschis la culoare, un gri pastelat. Ciuperca în sine este foarte subțirică, seamănă cu o coajă, are o formă tunelară adâncă. Carnea se rupe relativ ușor atunci când este crudă. Atunci când uscăm ciuperca în deshidrator, atât aroma cât și gustul devin mult mai pronunțate, iar textura devine una elastică, nu mai e atât de perisabilă și putem să o manevrăm mult mai ușor folosind-o în diverse preparate, unde ne interesează să rămână o formă cât mai intactă. Dacă mergeți zilele acestea prin pădure, poate aveți șansa să dați de ea și să vă bucurați și voi precum ne bucurăm noi. Și vă dorim poftă bună și un 1 decembrie cât mai plăcut!